Vlăduțe, de la mama lui a primit scrisoarea. Sincer, când i-a mulțumit la cameră, m-a făcut și pe mine să plâng, pentru că spunea că, deși cu sora lui mai mare se înțelege extraordinar, îi spunea: mama, tu știi că ești iubirea vieții mele și așa o să rămâi întotdeauna. Chiar m-a făcut să plâng. Mi-a transmis emoția. Mi-a plăcut, mie îmi place, mi-a plăcut de când l-am văzut Vlăduț. Se pare un copil extrem de educat, de calculat, are niște lucruri dintre astea frumoase care sunt extrem de speciale, mai ales la un băiat. Până și emoția aceasta reală se vede extraordinar de frumos. Vă spuneam că m-a emoționat foarte tare Vlăduț, mi-a plăcut foarte mult. Cred că a fost de bine în scrisoare. Și din câte am înțeles, probabil a inclus-o și pe Cătălina în acea scrisoare. Nu știu, vom vedea ce va fi în viitor. Oricum, mama lui Vlăduț poate fi foarte mândră pentru că chiar a făcut o treabă minunată și a reușit. Vlad este un copil extraordinar. Sper din suflet să-i fie bine.